Face brățara asta rockstar, de foarte faină. Arată ca un Reddit mod. Aoleo, mamă, lămâ... Vedeți și mi-o... Și m-am pus să-i fac terminat asta. Umplutură de... Umplutură de banane crude. Cu lămâie și frișcă deasupra, mă. Cred că e gata asta. Hai să-i facem plăcinta cu cireașe. Sos nici nu știu zău dacă chiar ne trebuie. Facem muntele cireșe rest. Dar de ce? De ce nu mă lasă să-i fac? Nu-i nimica, că-i facem, facem așa ni zăpada. Man, ce blasfemia asta? Oh, mă, dar nu mă ieși bine, mă, m-am enervat. Gâtul măsii. Noi să vedem. O comanda cineva pizza? O să facem plăcinta pizzetii. Ioiu, nici n-ai zis că m-a ajuns la matematică. Ia, pot să pun cireașa deasupra. Normal. Pizza. Plăcinta pizzetii. Ce altă plă... Stai, Ioi. Plăcinta pizzetii e pepperoni. Asta. Bă, 20 de cenți, 20 de cenți. Am avut și plăcintă dacă îi... Mă, ce s-a enervat ăștia. No, la doamna Marieta îi facem o plăcintă Herobrine. Mă, băieți, cred că am cam futut-o. Da, aș putea să-i dau la ăsta o, o plăcintă fără nimica. Zici că e Peter Parker, mă, sau... Ia uite cum e îmbrăcat, să-mi bapul ăla. Zici că ori e un speaker motivațional, zici că ori vrea să-mi vândă cripto. Oh, nu! Oh, nu! Eu reverb niște plăcinte că e puțin pe serică cu niște cireșică. Nu, asta îi dăm noi alunie și spumă, că am văzut că din tăți critici ăștia niciunul dintre ei nu mai veni după aia. Nu, no, voiam să fiu un deget ridicat, dar a ieșit altceva. Jojo. Jojo reference, frate. Mamă, ce referință Jojo odată ăsta. Uite că iară mi-o ars mie plăcinta. Servire proastă, plăcintă arsă. Aș da și 0, dar nu pot să dau 0. Nu mă dă ăștia, mă. Mă, nu mă înțelegeți greșit. Eu chiar îmi iubesc foarte mult slujba, da? No, câteodată mai dai și de oameni de ăștia, știți? Și e perfect normal. E perfect normal să mai dai și de oameni care sunt nemulțumiți. Dar câteodată trebuie să înțeleagă, bă, că oamenii mai greșesc câteodată, nu? Nu poți să le faci pe toate perfecte. Uite, eu chiar, voi ați văzut, eu chiar mă străduiesc foarte mult. Să aduc plăcinte de calitate, să arate și bine, să aibă și gust bun. No, acum nu pot să zic de prospețimea ingredientelor, că nici eu nu știu de unde vin. Că eu, nu, am muc acasă, nu știu cine se ocupă de aprovizionare. Ioha nu știu dacă el se ocupă, că nu prea vorbim. Avem o relație strict profesională. Uite, nu mai mă suportă nimeni, mă. De vânătoare din... Nu, mă, că asta e din aia Girl Scout. Fii atent, că-i vând acum plăcinta. Și asta, bulanjoica, cred că după aia o să se ducă. Mere din ușă cu plăcinta asta în mână, o taie în felii și le-o vinde pensionarilor la suprapreț. Ca așa se face în America, ăsta e spirit antreprenorial. Foarte bună alegere, domnule. N-am ce să povestesc. Nu, am greșit! Ce-am făcut? Nu! Ce? Stai! Așa.
Doamne, nu! Yo, i-am încurcat plăcinta. Plăcinta colonelul KFC, mă. Ce făcător de plăcinte? Aoleu. Fătu-s conducta, mătii. A murit primarul după ce a mâncat. Cred că chiar a murit primarul, mă, legit. Bă, ori Sandu Ciorbă, ori să zici că seamănă cu Marco Pierre White. Nu era chiar tuns. Plăcinta Sandu Ciorbă, Buzzmeg. Dali bomba, frate. Dai că și scriem. D A OK L I Bo Ai de pula mea. I Ba. Ok. Facem doi Sharingan aici. Zgomot de Sharingan sound effect. Mangekyo Sharingan. Stai ca-i fac acum. Uite, astea de la Sharingan. Mamă, 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 ce am. Fai că-i curge Sharinganul pe aici. Facem și față de Sasuke, de-aia nervoasă. Bag pula Naruto, că e mai șmecher ca mine. Eu trebuie să mă duc la Orochimaru ca să mă facă pe mine șmecher. Gata, bam. Plăcinta Sasuke e gata. Da, păi mai știe Franț ce erau acolo pe ele. Asta e gata. Și asta e gata. Bam. Ce Dumnezeu mai trebuie să fac asta, ni. Cu cireș aici sos. Cantități industriale. Femeia ta îmi dă târcoale. Punem așa numai pe margine să fie mai crunchy acolo. Și un conglomerat de cireș aici. Transpirațiile când eu lucrez așa. Gata. Plăcinta pula. Mă, 2.40. Foarte bine pentru plăcinta pula.